Am revenit din scurta pauză de publicitate. Andrei este tare nerăbdător să afle cum să-și îmbunătățească relația cu soacra, deși eu știu că e una cât se poate de bună cu viitoarea soacră. Dar acum, na, dacă el vrea să afle chestia asta... Dar nu pentru mine, pentru cei de acasă. Am înțeles. Oamenii au dat telefoane, ai devenit altruist. Păi da, tot timp, pentru ce fac emisiunea asta? Pentru mine fac emisiunea? Eu care mă gândeam că o mai fac și pentru tine din când. Mai văd și eu ceva. Bun, spuneai, Andra, că ai o surpriză înainte de a porni discuția despre soacre. Vorbim despre socri, nu? Poate fi așa cum te-ai aștepta sau poate să nu fie. Ce vreau să spun este că în sine comportamentul celor din familie, la fel cum e comportamentul mirilor, partenerilor în relație sau al celorlalți, devine total diferit. Dacă asta nu e o surpriză, atunci ce e? Dacă, de exemplu, soacra cu care te înțelegi bine ani de-a rândul sau viitoarea soacră, cum ați spus, este o persoană extraordinar de simpatică, empatizezi foarte bine cu ea sau cu ei, hai să spunem socrii în general. E bine, când e vorba de nuntă și începe organizarea nunții, aici e secretul. Acolo e lupta de impunere, nu? Lucrurile se transformă. Oamenii primesc o nouă față, nu îi mai recunoști, se întâmplă lucruri atât de interesante și atât de ciudate în același timp. Bine, nu mai sunt ciudate, că le-am dezvăluit un pic, le-am descoperit misterul. În schimb, e foarte interesant cum psihologia noastră ne face să ne transformăm comportamentele atunci când e vorba de evenimente intense emoționale din viața noastră. Aici este și un studiu de doctorat pe care voi continua în direcția aceasta, pentru că evenimente specifice, fie traumatice, fie nunta, nu e unul traumatic, e unul plăcut, dar este emoțional intens. N-ai de unde să știi dacă fuge firea sa cu nașul, cum s-a mai întâmplat? Da. Poate fi unul traumatic și mai ales, cu atât mai mult cu cât psihologii din întreaga lume au descoperit că încă din ziua anunții, percepția ta asupra situației, nivelul tău de fericire asociat cu evenimentul nunta, are repercusiuni majore asupra relației ulterioare. Adică după 5, 10, 20 de ani sau chiar după câteva luni, poți să prezici cum va funcționa relația, luând în considerare părerile și poveștile din ziua anunții. Deci un eveniment foarte important, oamenii se transformă, la fel se transformă și soacrele, la fel se transformă și soțiile, dar ce e interesant și bine de știut, și asta este surpriza, că omul nu este comportamentul său. Prin urmare, dacă un comportament este generat de ceva, de un factor extern care trece, în momentul în care identifici ce anume a generat acel comportament, poți foarte bine să-l vindeci, să-l schimbi, să-l transformi. Aici este esența și secretul. Adică fiecare pion care este angajat în evenimentul numit nuntă, cum ar fi socrii, care sunt pion important, pentru că, de ce, știm bine că și ei au invitații lor. Ar trebui respectat și acest aspect. Ei cumva fac o a doua nuntă, luând-o așa, după mulți ani în care ei n-au avut posibilitatea să o facă înainte, la acest nivel, își invită toate persoanele importante din viața lor și vor să fie un eveniment unic, să iasă în evidență și sunt responsabili cu asta. În plus, au și presiunea bugetului. Pentru că, de ce, știm bine că părinții își doresc binele copiilor și atunci ei își doresc să-ți rămână bani la nuntă, să poți să-ți cumperi o mașină, o casă. Scopul lor este multiplu. Cu cât scopul tău pe care vrei să-l atingi, cu cât obiectivele tale sunt mai înalte și mai complexe, cu atât stresul și presiunea este mai mare. Exact. Prin urmare, există metode, și asta vom învăța la curs, cum ai putea să comunici cu socrii, cu partenerul de viață, cu nașii, astfel încât, în primul rând, să înțelegi care este partea care îi vizează pe ei, ce anume își doresc, care sunt nevoile pe care ei și le acoperă prin acest eveniment. Înțelegând și empatizând cu nevoile lor, ai o altă poziționare în conversația cu ei. Dincolo de asta, vrei să știi care, dincolo de nevoile lor, care sunt obiectivele lor și vrei să te convingi sau să știi că socrii știu că aveți obiective comune și asta e foarte important. Scopul nostru este același, al mirilor, al nașilor, al părinților, doar că uităm pe parcurs. Și atunci, toate situațiile astea conflictuale, pentru că se creează un conflict, și asta e partea mai puțin vizibilă sau mai puțin frumoasă, mai puțin discutată, însă foarte reală. Conflictele manifestate în familie până la organizarea nunții
sunt de cele mai multe ori foarte supărătoare și pun foarte multă presiune. De ce? Pentru că avem limbaje diferite, dar ne dorim același lucru. Deci surpriza este că, abstractizând, adică întrebându-ne tot timpul care e de fapt scopul pentru care X sau Y își dorește ceva la nunta noastră, veți descoperi cu toții că scopul este comun. Și asta e frumusețea. Pornești la un scop comun și găsești limbaje comune cu cei implicați, astfel încât să obții ceea ce îți dorești și în liniște, zen. Deci la curs practic atacați cauza, cunoscând efectele, văzând în an de zile, da, nu? Asta am dedus. Da. Cauzele, nu neapărat, cauza care produc. Care duce la efectele, manifestare. Adică când se dau cu sticlele în cap, se bată. Așa, ai fost un anunț de astea? Nu, n-am fost, dar am văzut la știri, adică... Că mai, în județ, mai învecinat sau unde? Nu spun în ce județ, că și e așa. Da, bine, am glumit, evident. Dar uite, apropo de soacră și socrică, am auzit de multe ori la anunț discuțiile astea că oamenii, invitații socrului mare, sunt mai în spate decât invitații socrului mic, legat de masa mirilor, da. Și tot, am ajuns tot felul de situații. Cum să le armonizezi? Chiar mi se pare greu, imposibil. Adică acum e vorba cum să armonizezi socrii, nu? De fapt. Să fie mulțumit și ăla și ăla, simte bine și săracii. Și mai auzit o chestie la nunți. Am auzit asta de multe ori, din păcate, cred, poți să-mi spun un specialist în nunți. Mirea asta sau mirea spunând, dar ce, mai am timp să mă distrez și eu, mă mai gândesc la mine, simte bine toată lumea. Da. Toți invitați, mă rog. Asta e o situație problematică. Care se construiește, de ce e o situație problematică? Ajunge la un astfel de efect în care pierzi încrederea, pierzi speranța că nunta ta poate fi cea mai frumoasă zi de până atunci, că ăsta e scopul. De ce? Pentru că îți construiești prin gândurile tale, cuplate cu gândurile celor din jurul tău, poveștile care se spun și de regulă sunt cele negative, ajungi la o bilă așa foarte mare de gânduri, un nor care planează așa asupra minții tale, prin care tu nu poți să, tu nu ai cum să, este imposibil să obții recunoaștere, mulțumire, liniște, distracție, că bucuria, nu, asta e foarte importantă. Ei, toate lucrurile acestea sunt construite tot de noi. În momentul în care descoperim când le facem, cum le facem și în ce scop le-am făcut, deja parcă strânsoarea de care ne ținem se desface. Desfăcând strânsoarea, putem pune acolo acele gânduri care ne servesc. De asta cursurile mele sunt recomandate înainte de nuntă, cu o perioadă de, nu știu, poate fi și un an, poate fi și doi, poate fi și 6 luni, poate fi și 3 luni, dar și în săptămână anunț, eu să am un modul special, pentru că acolo se întâmplă niște lucruri, acolo se întâmplă magia. Și dacă vrei să explodezi într-o stare de euforie, trebuie să ai toate acele metode, resurse, elemente care să stea la degetul mic sau chiar la cel arătător. Nu arătător, la inelar, că asta e elementul, da, simbolic. De ce nu să-ți pui toate resursele în inel, astfel încât mai accesând inelul, așa ca într-o magie, știți, desenele animate, alea cu Captain Planet, cu puteri, sau erau pe vremea când eram eu mică, și să ai toate resursele într-un inel. Asta vom învăța să facem, să punem mintea, focusul minții, să-l punem în acest inel, și să ne revoluționeze sistemul. Atât de simplu. Sau dacă nu ne apucăm de luat calmante. Tot timpul este calmantele care vindecă efectele. Dar noi vrem să vindecăm cauzele. Mă gândesc că la cursul ăsta, sau mă rog, la trainingurile astea trebuie să vină și socri și nașii. Da, n-ar fi rău. Păi nu. Nu e rău deloc. E chiar recomandat. Plăcerea sau focusul, dorința mea este să vină 5 persoane, adică în prețul pe care o să plătească pentru curs au acces 5 persoane. Bineînțeles că este la decizia lor dacă vor veni împreună. A veni împreună creează o înțelegere mult mai mare și un nucleu de organizare mult mai puternic, care este imbatabil. E un fel de terapie de grup, de fapt, nu? Dacă stau bine să mă gândesc. Este chiar o terapie fără ca oamenii să aibă nevoie specifică psihologică, doar că e ca un fel de mângâiere, așa, e ca un fel de alinare, e ca un fel de parfum. Aromă, cu parfumul nu poți să zici că ai o nevoie acută, nevoie acută de a folosi parfumul, este de a înfrumuseța și a bine dispune starea și a crea un efect în exteriorul nostru.
cam așa vrem și noi să dăm o aromă plăcută de parfum și, bineînțeles, să acoperim partea asta practică. Lucruri pe care vrei să le eviți, lucruri pe care vrei să le faci ca să-ți fie bine, cum să economisești bugetul, foarte important că n-am menționat asta. Deci mici trucuri clare, concrete, împreună cu o mireasmă așa de... sau o culoare, dăm culoare nunții. Cu mai multe forme aș putea spune. Cât costă? Cu aproximație? Cu așa? Cam la ce trebuie să se aștepte doritorii de un astfel de training? Când am inițiat acest gând și când am început să-l construiesc, nu am avut în minte sub nicio formă bani. Focusul nu a fost pe bani. Mi-am dat seama însă că toți cei care primesc ceva, vorbesc nu doar despre miri, despre noi în general, atunci când primim un lucru fără să plătim pentru el, nu-l prețuim la fel de mult și nu punem 100% interesul și acțiunile noastre pentru a obține acel rezultat. Și atunci m-am gândit la o sumă care ar fi cel puțin spus ușor de dus pentru miri, în același timp o sumă care arată valoarea cursului și va fi o sumă pe modul 100 de euro. E ușor de ținut minte, este și ușor și de plătit. E ușor și de plătit. Nu vreau să fie sub nicio formă ceva greu de accesat. Dimpotrivă, aș vrea să aibă acces cât mai multă lume la aceste informații, pentru că sunt revoluționare și n-ai cum să dovedești asta decât trăindu-le, experimentându-le și văzând ce ar putea să facă în viața mea. Ce e interesant și ce voiam să vă spun e că, dincolo de nuntă, că nunta se termină în punctul X, la unii se termină anul acesta, la unii peste un an sau peste doi, tot evenimentul, toată viața se creează în jurul acestei nunți, timp de un an, să zicem. Toată energia merge acolo, toate discuțiile merg acolo, familia se creează în jurul acestei nevoi, care în momentul în care se disipează, se evaporă așa într-o zi foarte, foarte ușor, ca o ploaie scurtă așa de vară, e bine, rămânem unii cu alții în familie. Viața noastră continuă. De aceea scopul meu este să am un modul after wedding, care înseamnă cum anume comunicăm mai departe, cum ne reorganizăm obiectivele în viață, dincolo de nuntă, după nuntă. Și ce e și mai interesant, toate tehnicile și toate lucrurile învățate în cadrul acestui training le aplici oricum, sunt sedimentate deja în tine. Scopul meu este să pleci de la acest training cu informație în tine, deja înmagazinată, învățată, nu doar prin training-ul are mai multe valențe și practice, și exerciții, și teoretice. Prin urmare, este un cumul. Este un modul predat după un sistem american de training, care cuprinde o structură care nu dă greș, adică e un succes de talie mondială și el asigur. Adică persoana, participantul la curs, va pleca cu informații nu doar despre nuntă, ci și despre viața sa în sine. Comunicarea, limbajul și maniera în care interacționează cu ceilalți. Și dacă asta nu e important, atunci ce ar putea fi? Deci, cu alte cuvinte, există viață și după nuntă. Yay! Da. Există viață și după nuntă. Cum se fac înscrierile? Că și asta e un lucru important și mai avem doar 3 minute, deci trebuie neapărat să punctăm și acest detaliu. Pe pagina noastră Premier Deco de Facebook și pe site-ul nostru premierflowers.ro vor apărea informațiile. Momentan am în vedere data de 16 februarie pentru începutul acestor cursuri, dar ținem aproape, pentru că pe pagina Premier Deco voi crea acest eveniment, acest tip de eveniment și aștept pe doritori cu întrebări tot pe Facebook sau la numărul meu de contact, tot de pe, nu știu dacă poate să apară acum, dacă nu o să-l găsească inclusiv pe pagina noastră de internet. Internet. Deci înscrierile se pot face direct pe eveniment, se va crea un eveniment pe Facebook, că vă este ușor tuturor să lucrați așa cu social media și la telefon, evident. Dar ținem aproape, pentru că o să vin să vă povestesc. Așa, chiar ne dorim. Și un ultim lucru. De unde atâta pozitivism la tine? Nu e o chestie care este pur și simplu sau a apărut, a picat de undeva din cer. Este o dorință, o decizie, este ceva construit, lucrat, programat.
dar și simțit și trăit. Adică, dacă ar fi să alegem între a-ți fi bine și a fi trist și supărat, ce variantă ai vrea să alegi? Normal că cea în care ți-e bine, nu? Teoretic, uneori alegi, o alegi pe cealaltă doar ca să înveți suficient de multe lucruri ca să ajungi în partea aceasta. Tot timpul, partea pe care o dorești și scopul nostru în viață este să ne fie bine. Să fim mângâiați, ok, să ne simțim iubiți, să scăpăm, fugim de durere, să mergem spre plăcere. Procesul meu este unul lung și ăsta e punctul în care sunt. Și dacă tot am ajuns aici, vreau să eman partea asta către oamenii cu care intru în contact. E un fel de a fi, dacă vrei, ceva integrat, o atitudine. Asta e. Am învățat și eu ceva astăzi, tot despre că fac emisiuni și pentru mine. Am învățat că gândul pozitiv și fericirea se antrenează. Da. E o concluzie bună, nu? Da, într-adevăr este o concluzie bună. Adică nu batem din degete, ci pur și simplu trebuie să ne și... Și nici nu ești singur. Nu, spune, ca un sportiv, ești ca un atlet. Exact. Ca un atlet de performanță care are un coach, care este numără domeniile, care... Întotdeauna un coach e foarte important la casa omului. Și dacă e coachul de valoare, lucrurile ies bune. Și cei mai mari și renumiți și marcanți ai istoriei și ai politicii și ai showbiz-ului românesc, internațional, au în spate un coach foarte bun care le antrenează succesul. Prin urmare, nu doar despre noi, cât și despre evenimentul nostru, nunta, luat în afara noastră, ca o a treia persoană, relația noastră luată în afară, tot la fel. Haideți să o antrenăm ca să fie de excepție, să aibă rezultatele cele mai bune. Gloria nu se obține așa pur și simplu. Așa că am învățat și eu un lucru. Yeah. Cine are un coach să-l prețuiască, cine n-are un coach să și-l găsească. Foarte bine. Și poate să o caute, de exemplu, pe Andra. Dacă e caz de nuntă, dacă e caz de divorț, duceți-vă la parte. Este și coach de divorț? Ia să fac și păi mai sunt, da? Notari, mediatori, știi, adică... Antedivorț. Oricine, dacă își asumă meseria pe care o face și o face cu plăcere, creează performanță, creează ceva unic și nou, care e util pentru toată lumea. Asta e foarte important să reții. Și asta e un aspect de reținut. Să-ți placă să faci, să te implici și să construiești tot timpul ceva nou de resursele pe care le ai. Și noi trebuie să ne asumăm ceva, s-a terminat. Da, din păcate s-a terminat. Frumos. A trecut. Îți mulțumim tare mult, așteptăm în februarie cu cele mai proaspete vești despre modul în care căucești acest training. Așa. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați stat și în această după-amiază alături. Acum e liber la cumpărături sau oriunde vreți să mergeți la plimbare. Am terminat și pe astăzi. Până săptămâna viitoare să aveți o minte aspră și inimă blândă. Suntem Laura Cristiana Hlubei și Andrei Cioban. Și vă dorim numai bine, rămâneți alături de Iaște Live. La revedere!